Iubită familie îndoliată, iubiți frați și surori, stimați ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, suntem aici prezenți alături de familia Maxim, de rudele și de familia Lărgită, ca prin prezența noastră să continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie. Totodată, de asemenea, momente ne aducem aminte că suntem trecători prin lumea aceasta și, cu toate că suntem alături de ei, cu toate că suferim împreună cu ei, cu toate acestea, vrem să stăm în fața Cuvântului Dumnezeu, care este singurul care poate turna speranță și nădejde în fiecare dintre noi. De aceea deschidem Scripturile, ne uităm în ele și prin ele ne vine tărie, credință și autoritate pentru a ne trăi viața pe care o mai avem de trăit în fața Domnului sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Alătura de textele deosebite care s-au citit, aș vrea să citesc un singur verset din Filipeni, capitolul 1, versetul 21 că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Aș vrea să vă spun că moartea te face să pierzi tot ce ai câștigat în lumea asta. Dacă ai câștigat bani, la moarte nu ai ce face cu ei, decât copiii ți-i folosesc dacă ai. Dacă ai făcut școli, facultăți, câteva, și ți-ai garnisit holul casei cu diplomele respective la moarte, nimeni nu se mai poate folosi de ele. Le-ai făcut tu și atat tot. În momentul când ai murit, nimeni nu le mai poate folosi. Relațiile tale la moarte se anulează. Indiferent ce nume celebre ai pe agenda ta telefonică, la moarte s-au anulat toate. Pleci într-o altă lume și totul ai pierdut la moarte. De aceea moartea e dureroasă pentru foarte mulți dintre noi, pentru că spunem, l-am pierdut pe cutare. L-am pierdut pe tatăl nostru, am pierdut soția, am pierdut soțul. Din punctul nostru de vedere, pentru că nu-l mai vedem, pentru că nu mai este cu noi, pentru că nu-l mai pipăim, spunem că l-am pierdut. Din punct de vedere a Bibliei, este cel mai mare câștig pentru un credincios. Și ca și copii, ca și nepoți, ca și oameni ai credinței, oameni în care credem că viața nu e numai aici. Așa după cum se citea, viața pe lângă că e scurtă, e plină și de necazuri. Mai avem bucurii, dar necazurile ne fac să uităm și de puținele bucurii pe care le mai avem. Însă, asta e viața de aici. Însă, nouă, ni se spune că, prin moarte, noi putem avea un câștig extraordinar. Și Apostolul Pavel spunea că, pentru mine, a trăi. Dacă mai trăiesc o zi, înseamnă Hristos. Iar dacă mor, este câștig, este ultima afacere, o afacere în care totdeauna ies câștigător. Dați-mi voi să vă vorbesc în seara aceasta ce poate câștiga un credincios ca și Pavel. Aici nu vorbesc de unul care nu e implicat în lucrare. Aici nu vorbesc de un credincios care efectiv nu trăiește ca și Hristos, ci vorbesc de modelul pe care îl avem în Apostolul Pavel, care a fost pasionat pentru lucrarea Domnului, care și-a dat seama la ce este chemat, care efectiv, cu toate că se putea lăuda cu CV-ul lui, cu studiile lui, împărații erau la curent cu studiile lui și spunea, Pavele, prea multa ta învățătură te face să vorbești așa. Deci erau la curent cu tot ce avea el. Și el toate astea spune la un moment dat că le-a socotit ca un gunoi, ca o pierdere, doar ca să-l câștige pe Hristos, că totul era Hristos. Ori pentru cel ce trăiește ca și Hristos, și a trăi este Hristos, moartea este un real câștig. Frații mei, pentru un om care trăiește în Hristos și cu Hristos, în primul rând moartea îl duce în prezența Domnului și să trăiască cu Domnul o veșnicie întreagă. Nu uitați, dintre toate autoritățile lumii acesteia, toți se ridică la un moment dat pe o poziție, fie că e în mod democratic, fie că ajunge prin conjunctură, ajunge pe o poziție de putere, de influență și așa mai departe. Însă la un moment dat, fie că nu mai este ales după 4 sau 8 ani în sistemele democratice, fie că la un moment dat se îmbolnăvește sau îmbătrânește sau moare și dispare de pe harta istoriei. Cine nu a știut pe Ceoșescu pentru cei de pe vârsta mea? Avea toată securitatea la îndemână. Deja este istorie. Este o umbră a istoriei, unii îl plâng, alții spun că bine că au scăpat, dar judecata îi va aparți de lui Dumnezeu. Nu suntem noi cei care putem evalua ce s-a putut și ce nu s-a putut face. Cert este că moartea pune capăt tuturor oamenilor care trăiesc în lumea aceasta. Poți să fii prieten cu ei, poți să cauți prietenia lor, poți la un moment dat să te modifici în caracterul tău și în gândirea ta, un senator, un parlamentar, un primar, o, o, personalitate cu care îți faci selfie. Însă nu uitați, toți sunt oameni și oamenii sunt schimbători și mai rău te dezamăgesc, te dezamăgesc. Însă singurul care nu e ales odată la 4 sau la 8 ani, singurul care are toate titlurile cumulate într-unul singur, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, este Isus Hristos, slăviță-i fie numele. De aceea Christ, Apostolul Pavel spunea, am pierdut totul. Nu conta că, suntem de neam, că eram din neamul lui Beniamin. Nu conta că eram după partida cea mai îngustă a fariseilor. Nu conta. Toate le-am socotit ca un gunoi, doar să-l cunosc pe el. Doar să fiu în preajma lui. Doar să mă cunoască el pe mine și să ajung ca și el, cu orice chip să ajung la poziția aceea. Oribiții mei, moartea te duce direct în locul acela unde ai părtășie veșnică, cu Domnul nostru Isus Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea, Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 8, în felul următor, Da, suntem plin de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Atenție mentalitatea lui! El nu dorea să rămână mai mult aici. Cine place mult mai mult, își programase gândirea cu așa ceva. Când ai această gândire, frații mei, cancerul nu este un pericol. Când ai această gândire, avc nu este un pericol. Când ai această gândire, orice boală nu este un pericol. Este doar o trambulină care te duce mai aproape de cel pe care îl iubești, de cel pe care îl admiri, de cel pentru care ai transpirat pentru el, de cel pentru care ai suferit pentru el, pentru că moartea, te duce în prezența lui, slăvit să fie Domnul. De aceea, dacă mai trăim și aparținem lui Hristos și vrem să fim în prezența lui, de aceea pasajul biblic continuă cu o condiție și e foarte valabilă și pentru voi, stimați copii și nepoți și noi toți ceilalți. Spunea Pavel aici, versetul 8 și apoi versetul 9, versetul 8 recitez: Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Stimați mei, ne interesează pentru că vom fi cu Domnul și i place lui. Și ce nu-i place lui. Nu mergem, las că fac și alții. Nu merge așa, ce are puțină șarlatanie domnicească sau puțin, că doar nu-i dovedit. Frații mei, nu merge. Dacă Domnului nu-i plac lucrurile acestea, pentru că eu vreau să fiu în compania Lui, nici mie nu-mi plac. Poți să-i placă lumii, Pot să placă colegilor, dar mie nu-mi place, pentru că vreau să-i plac lui. De aceea Biblia spune, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului. De foarte multe ori o amețim așa, le amestecăm așa, că Domnul e bun, că Domnul ne iartă, frații mei. Dacă totuși vrei să fii în compania Lui, cea mai lustă companie pentru veșnicie, nu pentru o 100 sută sau o mie de ani, pentru veci de veci, caută să placi Domnului în tot ceea ce faci. Doamne ajută! Întreabă-te unde te duci, îi place Domnului? Prietenii tăi îi plac Domnului? Modul în care te raportezi la lucrarea Domnului, place Domnului? Întreabă-te! Pentru că, în primul rând, nu trebuie să placi cultului pentecostal. Nu trebuie să placi neapărat nu știu cui. Întreabă-te, placi Domnului în ceea ce faci? O omul care se analizează înaintea Domnului, care cercetează din Scripturi, care vede, dacă veți citiți cartea Apocalipsului și veți vedea acolo ce îmi place la tine, ce apreciez la tine, dar iată că îmi place de tine că tu urăști lucrurile pe care le urăști și eu. Sunt lucruri pe care trebuie să le urăști. Și lucrurile astea trebuie să dezvoltate. Sunt anumite învățături pe care efectiv nu trebuie să le primești. Nu contează cât de mult îți zâmbește ala. Nu trebuie să le primești, pentru că Domnul nu le primește. Ori a fi împreună cu Domnul presupune, stimații mei, de a cerceta ce îi place lui. Al doilea lucru pe care îl câștigăm, frații mei, și nu este asigurat, un trup nou. Spune Sfânta Scriptură, în textele biblice, sunt mai multe texte biblice care vorbesc de lucrul acesta. Eu o să vă citesc doar din Filipeni capitolul 3, cu versetul 21, unde Biblia vine și spune în felul următor. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin pute lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Amin. Amin. Ne va schimba, frații mei trupul acesta este supus putrezirii, este supus slăbiciunilor, este supus handicapului, este supus durerilor și bolilor, este supus atâtor lucruri care ne deranjează. Încercăm cu bio, încercăm cu noile inovații, încercăm și nu-i rău să mai încercăm ceva, dar dacă tot vezi că vine, de ce ești așa din grozit? Oare n-ar trebui să te gândești că Dumnezeu ți-a făcut un alt trup de slavă dacă ești în Hristos, slăvit să fie Domnul? Amen. Trupul e doar un vehicol prin lumea asta. Noi putem accesa lumea aceasta datorită trupului nostru, că noi locuim în trup. În Împărăția Lui Dumnezeu avem noi nevoie de un alt vehicul. Și spune Scriptura, ne-a pregătit un alt vehicul prin puterea lucrării pe care o are de a-și supune toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Amen. Durerile de acum, suferințele de acum, junghiurile de acum, nu ne arată decât că stai liniștit, este o altă mașină, mai bună, mai performantă. Nu uitați că la dreapta lui sunt desfătări deșnice. Aici nu poți rezista la prea multă bucurie. De aia nici nu prea avem așa multă. Nu putem rezista, pentru că faci atac de cor. Dar la nici prea multă supărare nu poți rezista. Pentru că din nou nu poți rezista. Ei, în prezența lui Dumnezeu vom avea desfătări veșnice. Ori pentru asta îți trebuie o mașină. Îți trebuie un trup care să reziste la desfătări, la bucurii, la împliniri eterne în prezența Domnului. Și trupul care ne-l va da Domnul ne va face să strigăm continuu, mărit să fie Domnul. Amin. Ne antrenăm de pe acum cu trupul acesta obosește. Dar ne-a pregătit Dumnezeu un alt trup. De aceea, nu fiți deranjați când analizele chiar nu vă ies prea bine. Nu fiți deranjați când anumite lucruri te arată că te duci la schimbarea trupului. Dumnezeu ți-a pregătit o altă mașină, dacă vrea mai devreme sau mai târziu. Oricum, la un moment dat, vei, vei constata. Îmi place de domnul Vansu și o altă slujbă, dacă viața umană ar fi început cu bătrânețea, ar fi continuat cu copilăria și s-ar fi sfârșit cu tinereța, îți părea rău cu mori îți părea rău că mori. Dar Dumnezeu le-a așezat foarte elegant. Copilărie, apoi tinerețe și dacă ajungi la bătrânețe, nu ești bucuros de zilele pe care le mai ai câteodată, pentru că îți aduce aminte ce puteai și nu mai poți. Îți aduce aminte cum te descurcai și nu te mai descurci. Și dintr-o dată, silit chiar, vii și spui, Doamne, dar parcă cel dinăuntru fuge mai repede asta din afară cel dinăuntru să -mi miscă mai rapid, numai nu l ajută, bă, la male. nu funcționează bine. Ori Dumnezeu vine și îți spune simplu, am pregătit un trup care să asortează cu Duhul tău, care e mântuit în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. E un câștig pe care îl vom avea, frații mei, și pe care Domnul ne-l-a pregătit. De aceea nu disperăm în situații de genul ăsta, le luăm din partea Domnului, ne îmbolnăvim și ne rugăm, Apoi avem frați păstori care se roagă pentru noi, facem ungerea cu un delem și dacă nici la ungerea cu un de lemn nu, noi nu disperăm. Înseamnă, înseamnă că cineva ne-a pregătit o mașină, o nou-nouță să putem să o accesăm și nu putem decât prin moarte și câștigul acesta îl avem doar dacă murim. Dumnezeu ne dă un trup nou. Slăviți să fie Domnul! Al treilea lucru foarte important pe care îl câștigăm și foarte important de ținut minte acest subiect este că ni se dă un premiu al chemării cerești. Dumnezeu are cununi pentru cei ce rămân credincioși până la capăt în Hristos. Vedeți, apostolul Pavel, recitez din nou, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dacă trăiești în Hristos până în ultima zi, Dumnezeu are un premiu. Și Apostolul Pavel spunea în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 12, în felul următor, Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul ce cerești al lui Dumnezeu în Hristos Isus. Amin. Există un premiu. Dacă veți citi cu atenție în cartea Apocalipsei, Dumnezeu are cununi, are premii doar pentru biruitori. Pentru cei care au început alergarea, dar s-au plictisit, i o inervat frață, l a înșelat nu știu care, l au păcălit pe păstorul sau prorocul și el nu a mai mers mai departe. Nu există cununi. Veți găsi în Biblie celui ceva, birui, îi voi da. Da cei ce au mers o bucată și s-au enervat, s-au supărat, nu există premiul 2, premiul 3, mențiuni de consolare. Nu există, stimații mei. Există schimb premii pentru oia care au fost înșelați, pentru oia care le s-au luat banii, nu le-au mai dat înapoi, pentru oia care să să și să zis, până la urmă, eu nu mă interesează euro, banii, casa, prietenia lui, mă interesează să pun mâna pe Doamne ajută, să ridică din pierderea lui pentru că premiul chemării cerește este mai important decât de orice în lumea aceasta. Ori, stimații mei, premiul ăsta se acordă doar biruitorilor. Nu știu în ce val ești, nu știu ce supărat, cât de supărat ești, nu știu ce anume traumă ai avut și pierderi de genul acesta. Trebuie să te ridici și să mergi înainte. Și nu numai să mergi, că nu e marș forțat, îi alerg înainte spre premiul chemării cerești. Doamne ajută Alergarea presupune insistență, alergarea presupune țintă, alergarea presupune asta. Ori Dumnezeu a pregătit aceste premii pentru fiecare dintre noi, le are cu nunile acestea pregătite, dar e important fiecare în slujba și în chemarea noastră să alergăm spre țintă și premiul ne va fi dat nouă. Premiul nu se dă la alergare dacă trebuie să alergi un kilometru, se dă pe premiul la 800 de metri, apoi există un premiu la 900 de metri. Există un premiu la 950 și există marele premiu la 1000 de metri. Nu, nu există premii intermediare. Există doar premiul final. Frații mei, și pentru noi, premiul final ni se dă dacă alergăm până la capăt. Și dacă am murit în Hristos, Dumnezeu ne va pregăti premiul. slăviță să fie Domnul! Îl accesez, este un câștig. Până atunci trebuie să veghez. Apostolul Pavel spunea clar, mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva, după ce am propăvăduit altora, eu însum să fiu lepădat. Și continuu el acolo, nu știți că toți care aleagă la jocuri de opște, toți aleagă, dar unul câștigă premiul, alergați în așa fel ca să-și câștigați. Doamne, ajută! Nu alergați numai pentru sănătate, nu alergați numai pentru ritm, alergați, câștigați premiul. Să ne ajute Dumnezeu! Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez, frații mei, primul, am spus, este părtășia deosebită cu Domnul nostru Isus Hristos. Al doilea lucru este trupul pe care Domnul ne-l va da și îl vom accesa după ce vom pleca de pe pământul acesta. Apoi, stimații mei, este premiul chemării cerești. Și apoi un alt lucru care apare în Sfânta Scriptură, pe care îl avem acolo, este o casă nouă. Spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni. Capitolul 5 cu versetul 1 în felul următor. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Ni s-a pregătit un loc care e casa noastră. Și atenție, nu e făcută de noi, de mână. Lucrează altcineva la casa aceea. Îngerii lui Dumnezeu lucrează acolo. Casa aceea o avem fiecare dintre noi. Și spune aici, dacă se desface casa pământească a cortului, dacă clădirea în care locuiesc eu cu trupul acesta se desface, nicio problemă. Am o clădire în cer de la Dumnezeu. Aici pe pământul ăsta vin inundații, aici vin cu tremure, dărâmă case, blocuri întregi, însă avem un loc unde nu-i cu avem un loc în care nu sunt oameni care pot să-ți ia proprietatea, există un loc unde ești acasă la tine. Și locul acela în zona aceea unde Dumnezeu ți-a pregătit o casă, un loc. Mobilarea acelei case atârnă și de tine. De aceea în Biblie veți găsi să nu ne facem comori pe pământ, ci să ne facem comori undeva, știți unde? În ceruri. Pentru că avem un loc al nostru. Prin credința în Isus Hristos, prin faptul că trăim în Hristos, există un loc al tău acolo. Și locul acela al tău este împodobit cu ceea ce trimis de aici. Vreau să vă reamintesc textele biblice care spun din Matei, capitolul 6, cu versetul 19, în felul următor: Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Stimați-mă, cu timpul, tot mutând banii tăi acolo, tot mutând borcanele tale de compot acolo, tot mutând plasa cu zacuscă pe care o duci la un năcăjit acolo, că ăștia scărăușii comorilor noastre în cer, la Dumnezeu. Când te duci la orfani, când vizitezi o vădvă, când sprijinești pe un bătrân, în momentul respectiv tu strimiți valorile tale în împărăția lui Dumnezeu. Cu timpul, frații mei, locul acela devine un loc iubit. Nu l-ai văzut niciodată. Dar e un loc în care abia aștept să te duci, pentru că unde este comoara ta este și si? inima. V-am mai spus și o dată că într-o anumită localitate au murit doi oameni. Unul dintre ei a fost foarte econom, ca să nu spuneți grecit, foarte strângător, a strâns totul numai pentru el. Orice a strâns totul pentru el, a vrut să fie cât de gât gospodar, cel mai gospodar de acolo. Și în timpul acesta i-a venit momentul morții, copiii erau în prejurul lui, se gândeau fiecare deja ce să ia, cum să ia, când să ia, cât să ia de acolo și așa mai departe. În timpul ăsta el își dădea că, seama că pleacă din lumea aceasta. S-a terminat uh, turismul pe aici, pe lume. Și spune la copiii măi copii, eu plec de acasă. Eu plec de acasă de acum. Eu plec de acasă. Și cu asta s-a uitat în jur așa, închis ochii și a plecat. Tot. În alt capăt de, de localitate, era un credincios, care de când s-a întors la Domnul și a trimis comorile sus, din salarului, lui, din alocația la copii, ba chiar îi a copii cu el făcea vizite la familii din oameni năcăjiți, în mergea într-o parte, că au plăsuțele astea, le duceau acolo. Dacă îi vedea că mai își comentează, că n-au ce, cea, au colegii lor, spunea, las că rezolvăm. Mergem la o familie năcăjită și vedeți acolo ce Veneau lecuiți de acolo, veneau efectiv, era totul bine, totul ok, tot cărau acolo. A venit vremea și pentru creștinul nostru să plece. Și la un moment dat copiii erau în împrejurul lui, nu prea aveau la ce suite, că taic și-au avut grijă să le muti toate dincolo. Nu prea aveau ce. Dar tata le spunea copiii: Eu plec acasă. Eu plec acasă. Unul pleca de acasă, iar unul pleca acasă. Și noi vom pleca, frații mei. Și noi vom pleca. Uite în jurul tău. Ai strâns multe, așa -i? Ai strâns multe. Faci probleme la copii. Cum să falci? cum să facă și așa mai departe. Nu uitați scopul pentru care trăim în lumea asta trebuie să-i arătăm lui Dumnezeu că suntem credincioși pe bogățiile pe care ne le dă El. Că spune Biblia, dacă nu suntem credincioși pe bogățiile nedrepte pe care le primim, cine ne va încredința adevăratele bogății care ne așteaptă dincolo? Cine? Bineînțeles că am vrea să gestionăm foarte mult, dar Dumnezeu întreabă, cum ai gestionat și ți-am dat? De aceea apare în Biblie situații bizare pe care noi, de foarte multe ori ne uităm și întrebăm, mai ales în vremea asta, a drepturilor omului, a situațiilor pe care le avem, cum se poate așa ceva? Oare se poate și în perioada asta, pentru că ne-ar lovi. Ne-a lovit. Foarte mulți au lucrat în afară, sau chiar lucrează, foarte mulți nu au fost la biserică, foarte mulți au stat departe de soție, de copii doar ca să mai aibă puțin avere, o brumă de avere. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură în Evrei, capitolul 10, cu versetul 34. În adevăr ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Dar cu ce ocazie o primit ăștia cu bucurie? Că așa trebuie să fac credincioșii? Știți de ce? Pentru că averea pe care o aveau aici erau nimic față de ce era dincolo. Pentru că cuvântul Domnului spune ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care, deci tot ce pot fura ăștia, tot ce pot confisca ăștia, îi nimic decât ceea ce am avut eu grijă să trimit acolo. De aceea puteți lua mai. acolo nu poate lua nimic. Ce acolo nu poate lua nimic. Poți să-ți nu poți lua. Pentru că am avut grijă să trimit acolo. De aia Biblia spune credincioșilor să fie cei din tâi în fapte bune. Știți cum se cheamă asta în termeni sportiv? Campion mondial. Campion mondial în fapte bune. Au loc campionate mondiale de atletism, de tot felul de genuri de sporturi. Nu există odată cineva e campion mondial, de exemplu la haltere, campion mondial. să duce următorul an sau peste patru ani când are loc o olimpiadă sau altceva și spune, păi eu am fost data trecut campion mondial. E drept că poți câștig și acum. Dar am să fiu băiat gentil și am să lăs pe el la care a ieșit data trecută, doi sau trei, să câștige și el să bucure. Să gândește careva la chestia asta? Nu! No. Cât pot prind să fie campioni? O dată îmbătrânește, nu mai este. Dar cât pot prind? Ei, când vine Biblia și spune, fișei din tâi la fapte bune, de unde suntem noi așa de prioritate? Lasă mai fii și frați campioni. Lasă mai câștigi și ei. Că eu am fost campion anul trecut. Nu, nu, nu. Fiți campioni în direcția asta faceți fapte și adunați-vă în casa aia, că atunci când veți ajunge acolo, spune Scriptura, vă vor primi în corturile cerești. Este un text biblic foarte frumos în Luca acolo, care tocmai asta subliniază. Dacă ne facem prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, ei ne vor primi în corturile veșnice. Și e important să trimiți aceste lucruri acolo, că ai o casa ta. Ai un loc pe care îl poți depozita, un loc de care te poți bucura de lucrurile acelea, nu o zi, nu o două, ci în veci de veci. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Și ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, pe care îl câștigăm, frații mei, este o țară nouă. Mă uit la momentul actual foarte mulți frați se uită împrejur și parcă nu ne mai recunoaștem la noi în țară. Vedeți ce le să dau? Deci nu ne întreabă pe noi cum să ne creștem copiii. Ei, votează, frumos. Dacă te duci la ei și îi întrebi ce s-a întâmplat, așa am primit ordini de acolo, te duci la ceilalți, așa am primit ordini din acolo și când vă ajungi, nu știi cu cine să vorbești. Pentru că dintr-o dată ne stânțăm trăind în țara noastră, pe pământul nostru, aici. Nu mai știi. La un moment dat încearcă să intri cu bocanci în viața ta. Frații mei, lucrurile astea se vor acutiza și vor acutiza. Sunt oameni care cred că au pus mâna pe putere și în spatele lor este altcineva care știe că mai are puțină vreme. Dar noi avem o țară unde durere nu mai este, unde suferință nu mai este, o țară unde cei dragi deja au început să mute. Slăvit să fie Domnul! Sau înșetul cu înșetul, cei mai mulți dintre noi au început să plece. Bătrânii noștri s-au dus, părinții noștri s-au dus, soții de ale noastre s-au dus, ne așteaptă dincolo. Plângem aici când ne despărțim. Ce va fi reîntâlnirea? când din nou ne vom vedea, este o țară în care din nou vom fi împreună. O țară în care vom cânta în continuu și vom sta în prezența Domnului. Numai că țara asta are anumite reguli, frații mei, anumite reguli. Și țara asta trebuie să te obișnuiești cu regulile de acolo. Că foarte mulți din credincioși visează țara aceea. Imaginați-vă că aș vrea să emigrez în, 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 Anglia, de exemplu. Aș vrea să emigrez în Anglia. Bineînțeles că știu română cât de cât, cât de cât. Dar mă ajută pe mine română în Anglia? Nu, că acolo se vorbește engleză. Dar știu să conduc mașina pe partea dreaptă a drumului foarte bine, extraordinar de bine. Știu să conduc, și să parchez pe partea dreaptă la englezi și să conduci pe partea stângă. Când te duci într-o altă împărăție, trebuie să fii pregătit din legile din împărăția respectivă, limbajul din împărăția respectivă, obiceiurile din, resp din împărăția respectivă. Păi dacă eu mă duc în Anglia și circul pe partea dreaptă a drumului, mă oprește poliția, băi, lăsați-vă în pace că eu aici sunt profesionist pe partea asta. Ei îmi spun, domnule, primește amendă sau te iertăm prima dată, dar dumneata trebuie să tu ești pe contrasens în continuu, domnule. Există alte reguli aici. Frații mei, dați-mi voie să vă spun că acolo în împărăția unde mergem noi, există alte reguli. Și spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 14, cu versetul 17, în felul următor. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt te învăța pe aceste trei coordonate? Te-ai învățat să trăiești în pace? Te-ai învățat în, în, mod constant să dezvolți neprihănirea înaintea Domnului? Nu uita că este o neprihănire pe care ți-o acordă Domnul, în baza căreia ești ascultat, în baza nu e poți să cânți, slujba ta e primită, dar există și o neprihănire pe care o dezvolți înaintea Domnului, trăind o viață de pocăință. Dumnezeu să ne ajute! Frații mei, și apoi bucuria în Duhul Sfânt, când astăzi multe comunități nici nu mai fac stăruință. Efectiv, au Duhul Sfânt, dar nu se bucură de el. Și nu uitați că bucuria Duhului Sfânt nu se vede pe deși de la pișoare. Bucuria Duhului Sfânt se vede pe față. Chiar dacă trecem prin necazuri, spune Scriptura, noi nu ne bucurăm de necazuri, dar ne bucurăm în necazuri. De ce? Pentru că avem nădejde, avem speranță rânduiește Dumnezeu dincolo de faptul că am umblat la medici, dincolo de faptul că ne-am rugat, dincolo de faptul că am postit. Voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, se împlinește cu cineva drag al nostru. Ne răzbunăm tot pe drumul, fiind supărați pe ei? Ar trebui să lăsăm ca bucuria mântuirii să ne aducă acea pace și acea liniște care depășește orice cunoștință, punându-ne într-o stare după voia lui Dumnezeu, glorificându-L pe El. Câtă vreme mai suntem pe aici, mai putem pierde premiul chemării cerești. Câtă vreme mai suntem pe aici, mai putem la un moment dat să ne gândim că ei și țara noastră și lumea noastră. Câtă vreme mai suntem pe aici, mai suferim, ne mai ies analizele rele, la un moment dat mai... și ne îngrijorăm de anumite lucruri, gândindu-ne că totul e aici și totul se va întâmpla aici. Câtă vreme ne gândim că Hristos a plecat să ne pregătească un loc. Și când suntem cel mai aproape de locul acela, vine să ne ia Frații mei, nu-i problemă că mă anunță din timp cu înjung la inimă? Nu-i nu problemă că vine din timp să-mi arate pe niște analize, știi cât te pregătești de decolare? Știi de lucrul acesta? Nu-i cu supărare, Dumnezeu e bun, slăviță-i fie numele. Vom constata că a făcut toate lucrurile bune și plăcute la vremea lor. Dar deocamdată trebuie să le luăm prin credință și prin credință trebuie să ne gândim la lucrurile acestea. Apostolul Pavel spunea versetul acesta frumos. Deci pentru mine a trăi este un Hristos, iar a muri este un câștig. Gândește-te tu sau eu, dacă în seara aceasta ar trebui să murim. Este pentru noi moartea un câștig? Și dacă nu este, hai să îndreptăm și să ne pocăim unde trebuie. Amin.